projet uniforme. Să îi determinăm să participe la construirea unor astfel de drumuri. Adică tu construiești până la urmă imobile din care îți construiești mai departe o afacere și după aceea cum construiești drum și lași în administrarea primăriei. Prin urmare, la acest punct și la trecerea la recuntele pe ordinea de zi, eu mă voi abține. Și repet, cred că ar trebui cumva să reușim să acești imobiliar, constructor și investitor imobiliar să fie determinat ca un moment în care construiesc terenurile, pe terenuri mici de imobile, să participă și la drum. Ați terminat de la Dumnezeu? Da. Dar este clar, domnul președinte, e clar că doamna consiliere n-a spus ce este vorba. Strada Spirul Haret este poplată în Craiova, e acolo asfaltăm în fiecare an pe o stradă două și cei de pe Spirul Haret, e vorba de proprietari, proprietăți respective, proprietarii casă respectivă care dorează la municipiul, la patrimoniul municipiului Pitești, tocmai ca să redrețească strada respectivă. Au văzut că le face pe toate și știți cum se stă de acolo. S-a făcut Marta Regulescu, s-a făcut o serie de străzi și probabil acesta va intra în viitor, în ce toată lumea va face, va proceda asta. Nu e vorba de dezvoltatori care donează și activele din contract și apoi ne spun să facă.